Neamț am început niște discuții exploratorii de a face o majoritate împreună cu cei de la AUR, ca să discutăm. Vă spun că noi am anunțat imediat după alegeri că nu excludem nicio discuție cu nimeni. Păi de asta v-am întrebat, a fost la conferința de presă când a spus asta. Și repetăm și acest lucru. Există așa, cum a spus și domnul senator, într-adevăr, o discuție avansată în a stabili o conduită și un mod de colaborare, dar evident e posibil să discutăm cu orice formațiune cu care se poate face majorități. La Consiliul Județean este o altă discuție pe care acolo aici împreună o discutăm. Trei formațiuni care au deci doar trei. Acolo nu există. E, ori cu PSD, e principiul ori terțului exclus aici. Ori se face majoritate noi, cel puțin din punctul nostru de vedere, cu AUR, ori cu PSD. Că nu există altă variantă. Noi avem 14 consilieri, AUR are 4. PSD-ul are 16. Plus președintele. Plus președintele. Deci 17. Deci da. Din cei 35 de consilieri... Ar fi 8, deci 18 la 17 sau o majoritate mai mare. Da.